Într-o zi, măgarul unui fermier a căzut într-o fântână care era secată. Animalul răgea foarte tare de câteva minute bune, în timp ce fermierul căuta ceva cu care să-l scoată afară. Fermierul era disperat, a aruncat o frânghie și a încercat să lege cumva ca într-un laț, însă nu a reușit. S-a chinuit mult timp să găsească o soluție să scoată bietul animal. Văzând că nu are nicio șansă, fermierul a decis că măgarul era prea bătrân și că fântâna oricum era secată. Așa că trebuia ca într-o zi să fie acoperită, practic să degeaba. Iar măgarul, bătrân fiind, nu mai putea fi pus nici la căruță, nici folosit într-un alt fel. El a decis atunci că nu mai merita să se chinuie și să scoată măgarul afară. Așa că i-a chemat pe toți vecinii săi să-l ajute să acopere atât măgarul cât și fântâna toți au luat câte o lăpată în mână și au început să arunce pământul în fântână. Măgarul a realizat ce se întâmplă și a început să ragă și mai tare, ca un cumplit strigăt după ajutor. Apoi, spre surprinderea tuturor, după câteva lopezi de pământ aruncate în fântână, măgarul nu mai răgea. Fermierul s-a uitat în fântână și a fost pur și simplu uimit de ceea ce vedea. De fiecare dată când el și sătenii aruncau o lopată de pământ în fântână, măgarul făcea ceva incredibil. Se scutura de pământul care cădea pe spinarea lui, iar apoi călca pe el și se mai ridica puțin spre gura fântânii. Fermierul și sătenii au continuat să arunce cu pământ până când măgarul a fost ridicat până la gura fântânii, iar apoi l-au putut trage afară. Morala poveștii? Viața va arunca în tine cu mult pământ și tot felul de alte mizerii. Secretul de a ieși din toate este să te scuturi de acel pământ și de acele mizerii și să pășești pe ele pentru a te ridica. Fiecare dintre problemele noastre este, de fapt, o treaptă. Putem ieși chiar și din cele mai adânci prăpăstii dacă nu renunțăm. Folosește mizeria care se aruncă în tine pentru a ieși mereu la suprafață și nu uita niciodată cele cinci reguli pentru a fi fericit. 1. Nu lăsa ura să-și facă cuib în inima ta. 2. Ferește-ți mintea de gânduri rele. 3. Trăiește o viață simplă. 4. Dăruiește mai mult și așteaptă-te la mai puțin. 5. Iubește mai mult și nu uita să scuturi mizeria de pe tine. O zi faină să aveți, dragilor!